Dacă vezi această bătrână în lumea ta de Minecraft, nu te apropia de ea și pleacă de acolo cât mai rapid. Salutare băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod horror de Minecraft la mine pe canal. Sper că aveți o zi minunată, fraților, deoarece astăzi urmează să testăm un nou mit creepy. Da, ați auzit foarte bine băieți și fete și pe lângă asta, fraților, videoclipul de astăzi este ceva mai special pentru că vom testa un mit creepy de pe TikTok. Aseară am auzit de mitul ăsta, am văzut mai multe videoclipuri cu el, am intrat și pe Minecraft Creepypasta Wiki, știți site-ul ăla de care v-am mai zis eu, unde sunt toate creepypasturile de pe Minecraft. M-am interesat de el, fraților, și am zis că trebuie neapărat să fac un videoclip, pentru că mitul acesta, băieți și fete, este destul de interesant. Mai exact, este vorba despre mitul bătrânei necunoscute și se spune că dacă o vezi pe această bătrână în lumea ta de Minecraft, cel mai bine și cel mai sigur lucru pe care ai putea să-l faci este să o ignori și să-ți vezi de drum, pentru că este o bătrână care urmează să-ți facă foarte mult rău. Nu uitați neapărat, fraților, să apăsați butonul de like, să facem 3000 de like-uri la videoclipul acesta dacă mai vreți să facem mituri creepy și totodată să vă abonați la acest canal și ajungem, Doamne ajută, la 200.000 de abonați. O să vedeți, fraților, că videoclipul ăsta o să mă mai bâlbâi pentru că este aproape 12 noaptea când fac eu videoclipul ăsta și da, urmează să fie ceva foarte interesant. Testăm un mit creepy la miezul nopții, na, ceva foarte, foarte mișto. Bun, hai să nu mai pierdem timpul și să vedem ce avem în chestul acesta. Deci, după cum puteți vedea, avem niște iteme care, na, avem nevoie de ele ca să facem mitul. Și totodată, băieți și fete, am uitat să menționez, nu am intrat pe o hartă random de Minecraft, ci am intrat pe o hartă cu seed. Nu știu exact care e seed-ul, o să vă zic pe tot la finalul videoclipului, este ceva gen 1105, nu mai știu, fraților, o să sunt ceva cifre, nu știu dacă au o legătură neapărată cu mitul, însă mi s-a zis să folosesc seed-ul ăsta, o să vă zic la finalul videoclipului. Bun, deci haideți, fraților, să luăm această carte care, na, v-am zis, a fost tradusă de pe Minecraft Creepypasta Wiki și să vedem ce informații găsim despre această bătrână. Let's go, baby, hai să vedem. Mitul Unknown Granny sau mitul bătrânei necunoscute, așa se zice în engleză, Unknown Granny, da? Deci este necunoscută. Dacă vreodată ai ghinionul să o vezi pe această bătrânică în lumea ta de Minecraft, să nu cumva să te apropii de ea. Deci eu v-am mai zis, fraților, trebuie să o ignorați, da? Deci în cazul în care vedeți bătrânica asta, trebuie să o ignorați. Mitul bătrânei necunoscute este cunoscut, v-ați prins bătrâna necunoscută cunoscut, din 2019 pe comunitățile de Minecraft Creepypasta, dar a devenit mai popular abia în 2022. Deci el este cunoscut, e creat de 4 ani și cunoscut de 4 ani, dar a devenit popular anul trecut. În anul 2022, bătrânica necunoscută a avut cele mai multe apariții. S-au postat sute de poze în care apărea cu mențiunile jucătorilor care au spus că s-au speriat foarte tare când au văzut-o. Deci sute de poze, a apărut în foarte multe, nu este un mit ăsta exclusivist, fraților, a apărut în foarte multe hărți de Minecraft. Dar totuși, de unde a apărut bunica asta? Ei bine, cel mai adevărat răspuns este că nimeni nu știe. Ok. Tot ce s-a creat în jurul ei au fost speculații. Nimeni nu are o istorie clară despre ea, o explicație care să facă ca acțiunile ei să aibă logică, deci putem spune că încă este un foarte mare mister. Deci asta, face, nu este un secret. Bătrâna din Minecraft este în continuare un mister, dar desigur că urmează să vedem care-i treaba cu ea. A, și ați văzut poza la început? Băi, seamănă cu Granny, nu este chiar Granny, vă dați seama, pentru că are sânge pe ea, însă, băi, arată super, super ciudat. Seamănă așa cu un fel de... Eu când am văzut-o prima dată, am zis că este o variantă a lui Granny.exe, gen, adică, băi, arată mai rău ca Granny și vă dați seama că Granny e cam cea mai horror bunică la care te poți gândi și o vezi pe asta și te gândești că, băi, bătrânica asta le-a cam întrecut pe toate. Bun. Singura chestie care este 99% adevărată despre ea, ok, 99% pentru că și asta este o speculație, dar are foarte mult sens, este ziua ei de naștere. Bătrâna noastră s-a născut pe 11 mai 1880, adică acum 142 de ani. Wow, nu. Stai puțin, frățiorul, nu, stai puțin că se întâmplă niște chestii ciudate.
De unde știm noi că a fost născută pe 11 mai 1880? Are 140 de ani, fraților, 140 ceva de ani. Jesus! De unde știe comunitatea asta? Datorită seed-ului pe care trebuie să-l introduci în Minecraft ca să reușești să o găsești în lumea ta. Seed-ul este, uite, că v-am zis eu de seed, fraților, din iauri. 1105-1880. Băi, fraților, v-ați prins! 1105-1880. Este data ei de naștere, man. Ok, nu e neapărat asta, dar gen de aici a ieșit 11 mai, că mai este a 5-a lună și avem 11.05, care înseamnă mai, și 1880. Jesus, ok, ok. Nu este 100% sigur că seed-ul se referă la data în care s-a născut bătrâna, se poate referi și la data în care a murit. Băi, asta e și mai horror, înseamnă că are 200 de ani acum. Dar data nașterii a fost teoria acceptată în masă. Ok, se înțelege. Dar bătrâna asta doar apare în lumea ta de Minecraft și atât? Sau face ceva rău, te atacă, încearcă să te omoare? Băi, nu știu, având în vedere că se zice că nu trebuie să te apropii de ea, bănuiesc că, na, o să-ți facă rău. Bătrâna nu o să încerce să te omoare și nici nu o să alege spre tine. Dar nici tu să nu îndrăznești să te apropii de ea, deoarece odată ce ai atins-o, jocul tău va primi crash și harta va fi ștearsă. Are un efect asemănător cu entitatea 303. Știți, fraților, că și la entitatea 303 am făcut eu un videoclip. Și se întâmpla ceva cu fișierele din Minecraft. Și acel clip pe asta îți dăunează fișierele din Minecraft. Exact. Ok, bun. Dacă bătrâna apare la tine pe hartă, toate villagerile care există în lumea ta de Minecraft rămân fără villager și animale. Și doar bătrâna rămâne acolo. Ok, deci asta e tot ce face? Îmi șterge villagerii și animalele? Adică odată ce ai invocat-o pe bătrână, în orice village mergi, o să o vezi într-o casă. În orice village care există în lumea ta. Băi, asta e, eu aveam un village aici, fraților. Eu aici când m-am spunat aveam un village. Nu știu exact unde, dar undeva pe aici. Stați că să-mi iau niște pâine să mă uit. Băi, ar trebui să am un village pe aici. Deci asta îmi zice că după ce... Cartea asta îmi zice că... După ce o să o invoc pe bătrână, o să o văd în fiecare village. Bă, trebuie să fie un village pe aici, frate. Ok, că aici jos era, dacă nu mă înșel. Nu? Bro, bă, mă pun... A, uite la acolo, uite acolo era, let's go. Puteam să jur, bro, că l-am văzut. Deci în orice village o să mă duc, o să o văd pe această bătrânică. Man, sună super, super ciudat. Eu filmez asta, da? Mamă, deci băi, sună foarte, foarte ciudat. Ok, bun. Hai să vedem mai departe. În orice village care există în lumea ta. Totodată nu o să mai existe villageri și nici animalele lor. Aceasta îi omoară pe toți și ca să pună stăpânire pe village. Știu, sună foarte ciudat. Însă ritualul de invocare este unul simplu. Dar pe cât de simplu e, e și atât de înfricoșător. Hai să auzim. Tot ce trebuie să faci este o cruce făcută din 6 obsidian. Știți, fraților, crucea din 6 e populară în mitul de Minecraft. Gen, te duci 4 în sus, stânga-dreapta și faci o cruce. Și să pui foc în toate cele 4 părți, cum adică 4 părți, ale crucii. Focul să fie fix la picioarele ei în doar 4 părți, respectiv 4 blocuri trebuie să fie cu foc. A, adică față, spate, stânga, dreapta. Ok, m-am prins. După asta, deschide o carte și scrie seed-ul hărții, adică 1105-1880. Pune numele la carte la fel și aruncă unul dintre cele 4 focuri. Așteaptă să se facă seară și vei vedea ce se va întâmpla. Din nou ai grijă. Holy shit, fraților, trebuie să pun seed-ul de la hartă într-o carte și să-i dau foc. Oh my god, man. Oh, ok, ok, e foarte, foarte interesant mitul ăsta și ritualul. Dar fiți atenți. Deci haideți, fraților, avem aici tot ce ne trebuie. Cele 3 ingrediente, dar fiți atenți. Prima dată vreau... Înainte să facem, uite, o să facem asta undeva pe aici, o să facem crucea aia, uite, chiar acolo jos. Vreau să mă duc în village-ul de lângă mine, să văd dacă are villagerii, să nu fie un village de la abandonat, și să văd dacă are animale, da? Să vedem dacă chestiile alea sunt acolo, fraților, ca după să vedem dacă apare bătrânica sau nu, că nu se știe niciodată dacă apare sau nu, știi ce zic, este cu duș întors. Bun, hai să vedem, uite un villager acolo, let's go. Hai, fraților, că are village-ul ăsta, e ciudat, dar e de la de munte. Dar, ia, uite și animalele acolo, ia, uite, villager aici, bro, let's go. Villager acolo. Let's go, bun. Deci putem pica de comun acord că satul acesta este plin de villager. Păi hai să mă dau și eu jos de aici. Nu mă mai urc până sus acolo, pentru că aici sunt villagerii adevărați.
Deci, fraților, mergem acolo și vom face acest ritual. Vom face acea cruce ca după să vedem video. Hai să vedem. Bun, toată lumea pe aici. Hai să luptăm și chest-ul. Mamă! Deci eu am 6 obsidian. Acum am 19. Băi, ce erau 13 obsidian și 4 diamante? Bro, ce-i cu chestul ăsta? Jesus! Ok, bun. Haideți să nu ne mai lăsăm distrași și să plecăm din village. Uite, o să venim fix aici. De fapt, hai să mergem la o distanță mai mare. Nu știu, măcar... Uite, na, hai să mergem sus pe chestia aia. Mergem sus pe chestia aia, frățor, și facem crucea. Facem și cele 4 părți de foc. Scriem cartea, aruncăm și așteptăm să se facă seară. Și după asta, deci dacă apare cumva bătrâna în village-ul ăsta, o să mă duc după în alt village random, efectiv random, o să mă duc să caut cel mai apropiat village pe lângă ăsta. Și dacă apare și acolo, e foarte, foarte nașpa. Nu o să mă apropii de ea, numai gen ca să o vedem, nu o să o ating sau ceva de genul, pentru că nu sunt prost. Bun, hai să vedem. Deci, crucea din 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu mai puteam să fac asta. Bun, stați 2 secunde. Da, desigur că numai mie mi se putea întâmpla. Ok, fraților, avem niște dificultăți tehnice, dar vom trece cu brio peste ele. Mai exact, spargem nebunerile astea și stai să vedem cum ne revenim. Băi, deci ăsta, fraților, parcă a picat la fix să avem diamantele astea, ca să nu trebuiască să-mi dau eu un pickaxe din game mode. Hai să mergem... Să spargem acum obsidianul ăla. Și după o să punem, nu știu dacă v-ați prins cum, dacă v-ați prins voi cum a zis cartea respectivă, dar o să trebuiască să punem foc în 4 părți, da? Deci adică aici, 1, 2, 3, 4. Bun. Și acum deschidem cartea. Și ce punem? Deci stai, hai să nu greșim nimica. Seed-ul este, dăm aici la final, 1105180. Da? Bun, simplu. Dai. 1105180. Sign 1105180. Am făcut cartea. O deschidem tot aici. Și acum, bro, ce se întâmplă? Băi, stai, bănesc că trebuie să stea toate 4. Trebuie să fie toate 4. Hai să o aruncăm aici, fix lângă village. Hai. Bun. Am dat foc la carte, fraților, în timp ce erau toate astea 4 aprinse. Acum, eu voi sta aici, voi sta fix lângă cruce. Hai că așteptăm, na, uite, vedeți că astea deja se duc. Așteptăm să se facă seară și după vom merge acolo, fraților, să vizităm village-ul, să vedem dacă s-a spawnat bătrânica sau nu și după vom merge și în alt village. Băieți și fete, s-a făcut noaptea și după cum puteți vedea, în spatele meu deja au început să se spawneze niște mobi. În mitul și totodată în cartea asta, nu zice nimica că nu o să mai fie mobi, zice doar că nu o să mai fie villageri și nici animale. Vă zic, nu s-a întâmplat nimica, vedeți că na, e lumina aprinsă în village, putem spune, însă haideți să... Hopa, ce iară? Mamă, Iul, era un entry, mamă, ce m-am speriat. Haideți să mergem să vedem dacă vom găsi ceva. Să vedem dacă a apărut bătrânica. Băi, alu, ok, sunt ăștia aici, sper să nu mă bată. Însă, cine, bă? Cine mi-a dat poțiune de Wither, bro? Cine, bă, mi-a dat poțiune de Wither? Ai, Witch-ul acolo, mamă, ce m-am speriat, frate, efectiv, m-am speriat, credeam că mi-a picat asta, poțiunea asta de Wither din cer. Hai să mergem să vedem dacă vom mai găsi vreun villager sau vreun ăsta, cum îi zice, vreun animal. Let's go, ok, lasă-mă în pace. Haideți, fraților, să începem aici. Bun, deci momentan nu vedem nimica, dar știți că villagerii nu sunt, nu sunt afară, să zicem așa, mamă, grijă mare. Nu sunt afară noaptea pentru că le este frică, fraților. Vă întrebați de ce le este frică? Le este frică de mobi. Hai să vedem. Intrăm înăuntru. Nimic aici, bun. Momentan nimica. Bro! Voi vedeți? E lână și carne pe jos! Oh my god! Oh, bro! Holy shit! Fraților! Fraților! Înseamnă că bătrâna se află în sat. Holy shit. Băi, băi și fete, voi vedeți? Ce naiba e asta, man? Jesus, ok. Foarte,
Foarte dubios dacă asta să mă întrebați pe mine. Hai să vedem, dar gen, trebuie să o găsim și pe bătrâna asta, nu? Trebuie să fie undeva pe aici. Uite, Iron! Bro, Iron, de la Iron Golem! Holy shit! Bro, dar unde-i bătrâna? Gen, unde n-ai mai bătrâna, man? Aici nu e. Unde n-ai mai bătrâna, bro? E sus? Trebuie să mergem până sus? Adică, na, până la urmă și sus, fraților, este tot un village. Bro. Bro, văd acolo niște nume, niște numere roșii. Bro, e un nume roșu! E un nume roșu acolo! Holy shit! A apărut bătrâna, nu vine să cred. Bro, ce scrie? Mamă, deci trebuie să nu mă apropii de ea? 1105-1880. Oh my god, fraților, bătrâna a apărut și nu mai există niciun villager slash niciun animal în village-ul ăsta. Holy shit. Ok. Nu o să mă apropii mai mult de bătrână, uitați-vă la ea. Bro, deci o zis, cum îi zice, că nu o să mă atace sau ceva. Deci nu, bă, dar mie nu vine să cred, bă, chiar nu mai e niciun villager. Hai să mergem și casele astea de sus. Oh, mormă odată. Chiar nu mai e niciun villager, bro. Bro, nu mai e efectiv niciun villager. S-au despaunat toți. Ok, i-au omorât, că ați văzut că erau chestii pe jos. Uite, și aici trebuia să fie ceva, ia. Un villager pe aici, niciunde. Bro, no! Niciun villager, niciunde. Bun! Păi băieți și fete, hai să mai caut încă un village, ca să văd dacă și acolo va apărea bătrâna, pentru că, na, aici e, lângă village-ul ăsta am făcut și ritualul. Hai să mergem tot în partea aia să văd dacă voi găsi un village nou în care să o găsesc și pe bătrâna asta. Fraților, în sfârșit, după vreo 5, 6, poate chiar 7 minute, am găsit un nou village. Vedeți că am reușit să supraviețuiesc, să nu mă moare, să moare scheletonii ăștia. Fix lângă, fraților, era baie de deșert, am intrat înăuntru, am găsit ceva piramidă, dar acolo, ce să vedeți, nu se afla bătrânica noastră. Haideți să mergem în village-ul ăsta să vedem dacă o să găsim villageri, animale sau chiar pe bătrânică. Let's go! Bun, deci momentan nu vedem nimic. Hai să o luăm pe aici. Să facem parcur. Uite, uite păște aici, bro. Ok. Bro. Iar avem ceva roșu acolo. E din nou bătrânica, man. Oh my. Hopa. Uite aici avem niște rabbits. Nu știu dacă se pun. Uite aici, fraților, carne, bă. Iar e bătrânica, băi, fraților. Bătrânica e peste tot. Mamă, aerul de la Iron Golem. Bă, iar i-a omorât pe toți. Ok, uite, oh my god, băi, au omorât pe toți din nou. Ok, fraților, vă spun sincer, eu chiar nu vreau să mă pun cu bătrânica asta. Așa că voi pleca de aici și după voi ieși de pe hartă. Nu vreau să fiu în preajma unui village. Oh my god, ăsta a fost mitul Unknown Granny, adică bătrânica necunoscută. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem mituri creepy, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusiancu și aveți mare grijă, pentru că, ce să vedeți, fraților, jocul ăsta Minecraft ascunde foarte multe secrete și, pe bune, este un joc super creepy. V-am pa pe toți, pa, pa!